Hey, ce facem de titlu? Ai o idee? N-am. Să luăm un colaborator cu idei. Am eu un amic. Maestre, salvează-ne, dă-ne un titlu. N-ai cumva un titlu? Bun găsit, dragi prieteni. Ne întâlnim din nou după o pauză de 2 săptămâni, pentru că eu am fost plecat în vacanță în Mexic și astăzi mi-am adus aminte că undeva cândva am lucrat pentru TVR Cultural chiar de la lansarea acestui canal și am vrut să vorbesc despre asta astăzi pentru că știu că în urmă câteva luni, pe 1 decembrie 2022, după o pauză de 10 ani, TVR Cultural a revenit în viața românilor. Și pentru că și eu am făcut parte din acest proiect TVR Cultural, am zis să vă vorbesc despre el, dar înainte să vă spun povestea lansării TVR Cultural din anul 2002, aș vrea să-i spun la mulți ani partenerei mele de emisie, care astăzi nu este alături de noi, pentru că era fost ziua ei de naștere și urez mult succes și să se bucure în viață de tot ceea ce își dorește și să aibă parte de toate bucuriile pe care le poate avea cineva pe acest pământ. Și acum să ne întoarcem la TVR Cultural. După cum vedeți, acesta a fost primul logo TVR Cultural care s-a lansat, așa cum spuneam, în 2002, pe data de 26 aprilie. Dar povestea este puțin altfel pentru mine, pentru că înainte de lansarea acestui canal, Ștefan Mărescu, care primise sarcina să se ocupe de lansarea oficială a canalului, s-a trezit că nu au filmul de început de promovare a acestui canal și a venit la noi, la secția de promo din cadrul televiziunii române și ne-a solicitat să facem un film scurt de prezentare exact cu câteva zile înainte de lansare. Era o nebunie totală. Știam toți că se lansează, dar nimeni nu acționa. Și atunci Narcisa Manoliu, care era șefă de departament, a venit la mine și mi-a zis că trebuie să mă ocup de acest proiect de lansare a canalului TVR Cultural. Și ne-am pus pe treabă, aveam la dispoziție doar 3 zile. În aceste 3 zile a trebuit să facem filmările în studio pentru filmul de prezentare cu prezentatorii care urmau să apară pe postul televiziunii române la TVR Cultural. Ajutat evident de Nicușor Chirițescu, care era operator, de regretatul om de sunet al televiziunii române Mircea Matei și evident de bunul meu prieten care pe vremea aceea era electrician, Voislav Ioniță. La montaj a fost alături de mine Gabriela Mocanu, Aura Jugăstreanu și Bogdan Sterpu. Sper să nu greșesc, dar memoria cred că nu mă înșeală în privința asta. Cum s-au desfășurat lucrurile? Deci a venit directorul TVR Cultural la noi ca să ne ocupăm de filmul de lansare al televiziunii, Ștefan Mărescu de asemenea, și mi-a revenit, așa cum spuneam, sarcina mie să fac acest film, având la dispoziție doar 3 zile. În prima zi s-au stabilit textele de prezentare, s-au filmat în studio toți prezentatorii care urmau să apară în videoclip, fiecare cu textul său, și după care mi-a revenit mie sarcina să mă ocup de partea de montaj. Și aici a fost o întreagă nebunie, pentru că a trebuit să fac în 2 zile acest montaj de filmare, cu a căutat materiale video în care trebuiau să apară în montaj, cu selectat textele video pe care trebuia să le inserez în acest montaj al filmului de prezentare al televiziunii române TVR Cultural. Și așa mai departe. O întreagă nebunie. S-a lucrat un weekend în foc continuu. Țin minte că am lucrat
în jur de 14-16 ore pe zi ca să finalizez filmul pentru a fi prezentat în data de 26 aprilie 2002 atât presei care urma să fie prezentă în studioul 3 al televiziunii române, prezentarea făcându-se pe un videoproiector imens. Și acum căutând eu materialele am găsit filmul de prezentare al televiziunii române de pe vremea aceea și chiar mă bucur că am reușit să fac lucrul acesta. Și o să vă prezint astăzi acest material care a fost difuzat aproape un an de zile pe postul televiziunii române TVR Cultural din 2002. Așa că nu o să vă țin prea mult de vorbă. Cam ăsta a fost story time-ul lansării TVR Cultural din 2002 și sper să ne bucurăm în continuare de acest post de televiziune care a avut lucruri frumoase și care a prezentat multă cultură, ceea ce la ora actuală cam lipsește din peisajul românesc. Cultura, știm că prin cultură ne dezvoltăm și prin cultură rămânem empatici și mai aproape de seminii noștri. Așa că vă las să vedeți în continuare acest film. Și ne vedem săptămâna viitoare cu un nou invitat alături de partenera mea de emisie Carmen Stanciu și evident cu surprize, pentru că această pauză de 2 săptămâni nu am stat, chiar dacă am fost plecat în concediu, partenera mea Carmen s-a ocupat de foarte multe lucruri, de căutat invitați, de a aduce surprize și evident o să avem, începând de ediția următoare, și sponsori la această emisiune, pentru care ne bucurăm enorm de mult și mulțumesc pe această cale lui Carmen, pentru că ea a făcut posibil ca această emisiune să aibă sponsor de acum încolo și de care o să ne bucurăm și sper să facem lucruri bune în continuare. Și dacă vreți să vă abonați la canalul nostru de YouTube, am fi încântați și recunoscători pentru faptul acesta și evident o să încercăm să nu vă dezamăgim. Așa că acum TVR Cultural 2002, filmul de lansare. Ai România Cultural, ai cultură. Sunt Daniela Zeca Buzură. Lansări, vernisaje, premiere. Numai la Info Cultural. Sunt Cătălin Țârlea. Cultura pentru toți la Info Europa. Sunt Ioana Drăgan. Educație prin cultură, educație prin știință. Sunt Alexandru Mironov. Teatru TV, o istorie vie a culturii. Sunt Clara Mărgineanu. Thank you.
tradiție și modernitate la TVR Cultural. Sunt Leonard Miron. Românesc. Sunt Elena Lazarin. Film european. Arhiva TVR într-o memorie a peliculei. Desene animate. Cultura înseamnă identitate. TVR Cultural. TVR Cultural, 12 ore pentru cultura ta. Istorie și viitor la TVR Cultural. Tradiție și modernitate la TVR Cultural. Educație prin cultură. TVR Cultural. 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 Gata.